23 octombrie. Sfântul Apostol Iacob a fost fiul Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare. Fiind recunoscut ca cel dintâi episcop la Ierusalim, hirotonisit de însuși Domnul, a scris dumnezeiasca liturghie învățată de la însuși Hristos. Ca Iosif, logodnicul, împărtășindu-și pământul fiilor ce-i avea cu femeia sa cea din tâi și vrând să facă parte și celui din Sfânta Fecioară, fiu și Dumnezeu, ceilalți nu-l primiră, iar Iacov, luându-l părtaș la moștenire de partea sa, s-a chemat nu numai frate al Domnului, ci și drept. Ciobanii care vor să afle dacă iarna va fi moinoasă sau geroasă, își aștern dulama în mijlocul oilor și se uită să vadă ce fel de oaie se va culca pe dânsa. Dacă se va culca o oaie neagră, e semn că iarna va fi bună. Dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră.